La Praga a fost înființată comunitatea politică europeană. Următoarea reuniune o va găzdui Chișinăul la primăvară. Președinta Maia Sandu împreună cu premierul ceh și președintele francez Emmanuel Macron au încheiat sesiunea seară târziu cu o conferință de presă. Peste 40 de șefi de state și guverne au demonstrat că sunt gata să coopereze pentru pace în Europa și să sprijine Ucraina. It is a journey for the Astăzi pornim pe calea spre o Europa mai mare. Vedem comunitatea politică europeană drept o posibilitate pentru consolidarea încrederii reciproce și a solidarității. Înființând CPE în aceste vremuri grele, scopul principal e să acționăm împreună, în așa fel ca pacea durabilă și respectul pentru dreptul internațional să fie restabilită pretutindeni pe continentul european. Dialogul s-a axat pe subiecte sensibile, tensiunile din Mediteraneană și din Balcanii de Vest. La aceeași masă s-au așezat președintele Azer Aliev și premierul armean Pașinan. E un început bun pentru noua comunitate politică europeană, consideră premierul ceh. Faptul că 44 de lideri ai țărilor europene au venit aici să discute despre obiectivul viitoarei cooperări este o mare realizare. Mă bucur pentru că am avut posibilitatea să abordăm mai multe teme care nu suferă amânare: pacea, stabilitatea, migrația, securitatea energetică și economia. Considerăm comunitatea politică europeană un format util și așteptăm cu nerăbdare următoarea reuniune de la Chișinău. Ideea comunității politice europene a venit de la președintele francez Emmanuel Macron acum 5 luni. Această platformă de dialog nu va deveni o organizație politică și nu este o alternativă la Uniunea Europeană. Există interese comune care trebuie să se transforme în politici energetice și de securitate, indiferent de apartenența sau relațiile cu Uniunea Europeană. Avem o Uniune Europeană, dar se dovedește că sunt unele țări prezente la masa de dialog, care își doresc să acceadă la Uniunea Europeană, altele care tocmai au părăsit Uniunea Europeană și unele țări europene care nu doresc deloc să adere la Uniunea Europeană. Dar noi avem în comun o geografie. Împărțim același continent din Caucaz până în Islanda și istorii care s-au împletit. La prima reuniune a comunității politice europene de la Praga au participat liderii țărilor situate geografic în Europa, cu excepția Federației Ruse și Republicii Belarus.